Doamnelor și domnilor, urmăriți informațiile orei 15, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am găsit la știri. România s-a mutat pe litoral în acest weekend, este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon. Hotelurile sunt pline, la fel și plajele, și se anunță zile fierbinți și la propriu și la figurat, mai ales că temperaturile ating chiar și 40 de grade Celsius. Pentru a prinde un bronz cât mai bun. În ciuda prețurilor extrem de mari din Mamaia, care rivalizează cu cele din Saint-Tropez, șezlongurile au fost ocupate imediat. Sute de mii de oameni se află în acest weekend la malul mării, în cea mai fierbinte perioadă a verii. În Mamaia, lărgirea plajei nu este pe placul turiștilor. E bine, mai puțin nisipul, mai puțin plaja. În rest, e ok. Nu mă deranjează aglomerația, așa că, din punctul meu de vedere, poate să fie în continuare aglomerat, fără probleme. Chiar dacă acum plaja este imensă, oamenii se plâng în continuare de aglomerație, dar și de calitatea nisipului. Un pic cam aglomerată decât în anii trecuți. Distracție mare, dar totuși nu se respectă regulile de distanțare. Noi ne simțim bine, dar încercăm să stăm cât mai departe de restul lumii. Aveți loc acum că e plaja mărită? Avem loc. E o plajă extraordinar de urâtă, deci nu există... Nu am cum să definesc, e foarte stricată din punctul meu de vedere, dar da, este mai mult loc, dar puteau să o lase așa cum era, nu cred că era chiar atâta nevoie de o mărire. E foarte mult de mers și nisipul nu e fin și mergem cu papucii și lăsăm la intrare în mare. Luna august se anunță la fel de agitată pe litoral. Tarifele last minute pornesc de la 850 de lei pe cameră pentru un sejur de 5 nopți la o unitate de 2 stele din Costinești, de la 1075 de lei în Eforie Nord și de la 1200 de lei în Mamaia. Față de anul trecut, tarifele pentru cazarea pe litoral sunt în creștere cu 5%, iar față de oferta din Bulgaria sunt aproape duble. E cel mai aglomerat weekend, se resimte? Da. Nu, chiar e foarte lejer. Chiar e foarte frumos. De ce România și nu Grecia? Pentru că e mai frumos la noi pe litoral. Și a avut vreo legătură faptul că în Grecia s-a trecut în zona roșie, că sunt restricții, că nu mai e petrecere de noapte? Nu. Nicio problemă. Ne distrăm oricând. Deci oricum preferați România? Da. Da, bineînțeles. Suntem români, trebuie să ne distrăm la noi. Și de la Mamaia mergem în Eforie, stațiune care pare mai vie ca oricând în această vară. Oamenii stau unii lângă alții pe plajă, în apă sau pe faleză. Colega mea, Gabriela Del Pupo, se află și acolo și ne spune care este acum atmosfera. Cu dor de mare te salutăm, Gabi. Cum e apa? Bună de bălăcit? Bun găsit! Trebuie să spun că am avut azi mult de lucru, în primul rând întrebându-i pe turiști dacă au venit vaccinați și, din păcate, cam jumătate din răspunsuri erau negative, nici măcar cu un test la purtător nu au venit turiștii aici în Eforie. În schimb, în ceea ce privește aglomerația, este record, practic. Chiar și în apă stau unii lângă alții turiștii. Despre plajă nu mai putem să vorbim, sunt de-a dreptul unii peste alții. Sunt câteva șezlonguri amenajate aici, baldachine aproape deloc. În schimb, toată lumea a venit cu prosopul de acasă și cu umbrela de acasă și au umplut plaja până la limita unde ajung valurile, practic. Sunt foarte mulți care au venit aici cu familia. Știm foarte bine că cei mici pot transmite mult mai ușor această boală. Știm experiența pandemiei în care bătrânii s-au îmbolnăvit de la tineri. Exact această combinație o avem aici. Bătrâni și tineri care s-au unii lângă alții și vin din toate colțurile țării turiștii pentru a petrece aici. Am văzut turiști din Pitești, din Brașov, dar chiar și din zone ale Moldovei. Mulți spun că au ales România tocmai pentru că nu sunt restricții deocamdată și nu regretă faptul că nu mai pot merge în Grecia, unde știm foarte bine pe trei insule s-au luat deja măsuri pentru a evita transmiterea acestei noi tulpini Delta. Autoritățile nu mai au ce să mai facă la un asemenea număr de turiști. Vorbim de câteva sute de mii de turiști pe weekend.
am văzut doar patrule de poliție pentru a fluidiza traficul, care și acesta este îngrozitor, și între stațiuni și pe autostrada Soarelui. Am văzut blocaje în trafic chiar și între stațiuni sâmbătă după amiază, când turiștii încă veneau în număr mare înspre litoral. Cam aceasta este atmosfera. Sunt și persoane care au venit vaccinate și se tem pentru sănătatea lor în această aglomerare și încearcă să-și găsească un loc undeva mai ferit de restul grupului care interacționează, dar se pare că românii par să fi uitat de pandemie, vaccinați sau nu. De la malul mării, Gabi Del Pupo, mulțumesc pentru informații, grijă mare și distracție plăcută, dar până să ajungă la mare, traficul le-a dat de furcă turiștilor încă de la prima oră. S-a circulat bară la bară pe numeroase porțiuni de pe autostrada Soarelui. Cel mai aglomerat a fost în dreptul stației de taxare de la Fetești. Poliția supraveghează traficul cu mai multe elicoptere pentru a se asigura că incidentele din weekendurile trecute nu se mai repetă. Șoferii au așteptat zeci de minute în dreptul barierei de la Fetești. Chiar și benzile pentru cei care au plătit deja online taxa s-au blocat încă de la primele ore. Polițiștii s-au temut de repetarea incidentelor din weekendurile trecute și i-au pândit pe șoferi cu numeroase filtre. Traficul este supravegheat inclusiv din elicopter. În urmă cu câteva săptămâni, aproape 60 de mașini s-au ciocnit în cel mai mare carambol din istoria autostrăzii Soarelui. De asemenea, după câteva zile, aproape 100 de șoferi au fost filmați în timp ce mergeau pe contrasens pentru a scăpa de ambuteiaje. Weekendul acesta se anunță cel mai aglomerat din sezonul estival. Hotelurile sunt ocupate în proporție de 100% pentru prima dată în 2021. Ne aflăm în fața celui mai aglomerat weekend din acest sezon. Hotelurile sunt în cea mai mare parte ocupate, majoritatea sunt aproape de 100%. Evident, stațiunile care sunt cele mai solicitate sunt în continuare Mamaia, Eforie Nord, Venus, Jupiter, dar cererea este mare cam pentru toate stațiunile de pe litoral în acest moment. La fel va fi până la sfârșitul sezonului, mai ales după ce Grecia, una din destinațiile preferate ale românilor, a ajuns pe lista roșie. Este clar că în momentul acesta se poate rezerva a doua jumătate a lunii august sau, să spunem, începând cu mai sunt camere începând cu data de 12 august, dar cu siguranță trebuie să rezerve acum, pentru că pe măsură ce trece timpul și acea perioadă se va vinde. De altfel, inclusiv prima parte a lunii septembrie este vândută aproximativ în proporție de 50%. Cererea este foarte mare și este bine să rezerve din timp. Anul acesta au fost înregistrate și cele mai mari prețuri pe litoral. În unele locuri, creșterea a ajuns să fie și de 5%. Interesul este foarte crescut. În mod paradoxal, anul acesta de pandemie a generat o creștere foarte mare în zona aceasta de apartamente la malul mării. Sunt deja multe clădiri în construcție. Aglomerații la intrarea și ieșirea din Vama Giurgiu. De dimineață s-au format cozi de mașini unde șoferii au așteptat ore în șir pentru a putea trece. Mulți români merg sau pleacă din Grecia, chiar dacă țara a intrat pe lista roșie. De dimineață, într-adevăr, am avut un timp ridicat de așteptare pe sensul de ieșire din țară, dar acest lucru s-a datorat faptului că pe sensul de ieșire din țară, persoanele care doresc să tranziteze frontiera națională trebuie să, înainte de a efectua controlul la frontieră, să achite taxa de port la ghișeul CNAIR, ceea ce a determinat îngreunarea traficului în punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Soluția? Sunt utilizate câte 4 artere de circulație destinate traficului de autoturisme și avem un timp de așteptare de maxim 10 minute pentru realizarea activității de control a documentelor la frontieră. Iar recomandările celor de la frontieră sunt? Să folosească în primul rând toate punctele de frontieră deschise în regim internațional și de asemenea să se informeze cu privire la condițiile de călătorie în statele de destinație, precum și în cele pe care le tranzitează.
Și în tot acest timp ne așteaptă temperaturi de foc în zilele următoare. Este cea mai toridă perioadă din această vară. 8 județe din țară și capitala se află sub avertizare de cod portocaliu, iar alte 25 de județe sunt sub cod galben de caniculă. Mercurul din termometre va trece de 40 de grade în acest weekend. Nu scăpăm de temperaturi ridicate nici în primele zile din următoarea săptămână, atunci când maximele vor ajunge până la 38 de grade. O vreme la fel de caldă, deoarece rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru județele Mehedinți, Dolj, Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ilfov, municipiul București și sudul județului Caraș. În acest weekend, temperaturile vor ajunge până la maxim 40 de grade Celsius, iar indicele critic de umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Nici la începutul săptămânii viitoare nu vom avea temperaturi mai scăzute. Luni contăm pe valori de temperaturi în jurul a 40 de grade Celsius în sudul Olteniei și al Munteniei. De asemenea, marți 26 până la 37 de grade Celsius. Nu în ultimul rând, chiar și miercuri și joi este posibil să vorbim de temperaturi care să depășească, în special în partea de sud, sud-est a țării, valori de 37-38 de grade Celsius. Pe litoral, vremea este numai bună de plajă. Tulcea și Constanța sunt sub avertizare de cod galben de caniculă. Este o vreme frumoasă, călduroasă și în zona litoralului. Pe litoral, de altfel, în județul Constanța și Tulcea, rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod galben pentru val de căldură. Ne așteptăm ca și în zona litoralului temperaturile să se situeze la acest sfârșit de săptămână și săptămâna viitoare, cel puțin până vineri, la valori între 28, chiar 30-31 de grade Celsius. Este o vreme mai călduroasă decât în mod obișnuit. În zona de munte, temperaturile vor fi puțin mai scăzute, cu valori de puțin peste 25 de grade. Și în capitală, valorile sunt deosebit de ridicate. Maximele vor ajunge la 39 de grade, dar valorile resimțite se vor ridica până la 43 de grade Celsius, în luna care intră în topurile cele mai călduroase din 1961 încoace. O vreme călduroasă și în capitală în următoarele zile. Capitala rămâne sub incidența avertizării meteorologice de cod portocaliu, pentru că ne așteptăm la valori deosebit de ridicate, până la 38-39 de grade Celsius. Acest lucru este posibil inclusiv pentru ziua de luni. 75% dintre persoanele infectate cu varianta Delta într-un focar din Massachusetts, Statele Unite, erau vaccinate complet cu Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson. Informațiile șoc au fost publicate de către celebrul CDC, Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor din Statele Unite. Asta în condițiile în care populația statului este vaccinată în proporție de 70%. Pe de altă parte, 79% dintre cei infectați au prezentat simptome, iar 4 persoane din cele 5 care au avut nevoie de spitalizare erau vaccinate. Și discutăm despre toate acestea chiar acum cu doamna Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasa din Capitală, în legătură directă prin Skype. Bună ziua și mulțumesc mult pentru intervenție! Bună ziua! Așadar, doamna Mahler, cum să interpretăm aceste cifre care, iată, au drept sursă un studiu serios al CDC-ului american, vă rog? Cu multă atenție și responsabilitate, pentru că suntem în fața unei variante Delta care începe să-și arate cu adevărat amploarea pe care poate să o inducă la nivel infecțios, vorbesc în populația unei localități, indiferent că este vaccinată sau nu. Știam și până în acest moment că persoanele nevaccinate se pot infecta în momentul în care intră în contact cu persoane cu varianta Delta, dar acest procent este extrem de mare, ceea ce ne atrage atenția asupra faptului că în momentul în care există riscul de transmitere comunitară și celelalte măsuri de protecție trebuie să facă parte din comportamentul pe care îl avem și vaccinul singur nu este suficient pentru a ne proteja de boală. Așadar, cât de mult ne putem relaxa chiar dacă suntem vaccinați sau ar trebui să fim în continuare vigilenți? În acest moment nu cred că trebuie să ne relaxăm, cu atât mai mult cu cât România este înconjurată tot mai aproape de țări care intră în zona roșie ca urmare a creșterii numărului de infectări cu varianta Delta. Varianta Delta virusului SARS-CoV-2 este una extrem de contagioasă, începe să fie comparată în literatură cu modalitatea în care se transmite varicela, adică cu o rată de contagiune foarte mare.
o infecție care își modifică, e adevărat, simptomatologia la persoanele vaccinate, își modifică evoluția la persoanele vaccinate fiind una mult mai blândă, mult mai rapid evolutivă în sensul favorabil al revenirii persoanelor vaccinate din infecție, dar infecția este posibilă și la persoanele vaccinate. Și până în acest moment, din toate datele pe care le avem, vaccinul asigură trecerea printr-o formă ușoară de boală dacă e vorba de infecție cu varianta Delta. A treia doză, doamna Maler, n-ar ajuta, n-ar proteja, de fapt, și mai mult? Depinde din ce este compusă cea de-a treia doză, pentru că nu trebuie să uităm, suntem în fața unei forme oarecum schimbate a virusului. Mai degrabă aș susține ideea unei variante noi de vaccin, o variantă care să fie adaptată la tulpina Delta, care să crească nu doar nivelul de anticorp, dar și modalitatea în care acești anticorpi pot lupta cu această variantă Delta care este acum circulantă. Pentru că până în acest moment nu avem date exacte vis-a-vis de modul în care vaccinul cu a treia doză poate să asigure protecție acestei tulpini. Văzusem anterior și relatarea colegei mele de la malul mării, acolo unde oamenii stau om lângă om pe plajă, în apă, pe faleză, peste tot. Ne putem aștepta la o explozie de cazuri la finalul sezonului estival? Depinde foarte mult de circulația populației, depinde foarte mult de locurile unde sunt în acest moment cazurile semnalate. Nu în ultimul rând, depinde de modalitatea în care vom diagnostica și vom lua în evidență aceste cazuri, pentru că și în ultimul val am avut o problemă legată de de depistarea cazurilor și de localizarea focarelor. Dacă nu vom înțelege de această dată că persoanele care au simptomatologie să beneficieze de diagnostic cât mai repede și să se autoizoleze, vom asista la apariția unui număr mare de cazuri într-un timp relativ scurt. Beatrice Maler, managerul Institutului Marius Nasa din Capitală, mulțumesc mult pentru aceste precizări. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și cu alte subiecte. Noi alegeri cu scandal și îmbrânceri la sediul PNL Timișoara. Forțele de ordine au intervenit după ce susținătorii candidaților pentru șefia filialei au fost la un pas de bătaie. Liberalii nu au fost de acord cu regulile de acces în sală. Liberalii timișoreni s-au dat din nou în spectacol. După alegerile anulate din urmă cu câteva săptămâni, PNL are parte de un nou scandal. Susținătorii lui Raul Ambruș, cel care câștigase scrutinul inițial, au fost nemulțumiți pentru că nu erau lăsați să intre. Pentru a putea avea acces în sala de conferințe, liberalii au trebuit să fie înregistrați și să-și primească brățările de acces într-una din parcările centrului comercial. Forțele de ordine au intervenit pentru a opri scandalul. Tensiunile s-au accentuat după ce, cu doar câteva ore înainte de alegeri, conducerea interimară a filialei, aflată de partea lui Florin Câțu, a anunțat că Raul Ambruș nu poate participa la confruntare. Ambruș este omul lui Ludovic Orban. Este absolut revoltător ce se întâmplă acolo. Acolo sunt epurări de tip stalinist. Au fost suspendați din funcție aproape 20 de membri ai Partidului Național Liberal, membri importanți, membri care au participat la toate campaniile, membri care au contribuit la toate rezultatele bune care au fost obținute la nivelul județului Timiș. Acolo se aplică cine nu este cu mine trebuie să fie dat afară și nu mai are voie să participe la procedurile de vot. Un scandal a izbucnit la conferința de alegere a PNL Timișoara din 3 iulie. Atunci, cele două grupări reprezentate de candidatul lui Orban, Raul Ambruș, și de candidatul lui Câțu, Cosmin Tabără, nu s-au înțeles în privința delegaților. Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a cerut suspendarea conferinței de alegeri și a părăsit sala alături de candidatul Cosmin Tabără. Oamenii lui Ambruș au continuat însă ședința și l-au votat pe acesta președinte al filialei. Din nou la știri, inconștiență fără margini din partea unui șofer de tir. Acesta a fost surprins în timp ce gonea pe autostradă cu peste 140 de km pe oră. Șoferul, care a fost depășit în trombă de tirist, a sunat imediat la 112 pentru a anunța pericolul.
Șoferul devansat de tiristul vitezoman depășise la rândul său la limită viteza maximă permisă pe autostradă. Cu toate acestea a fost șocat să vadă că un tir trece pe lângă el în mare viteză pe banda a doua. Conducătorul auto a sunat la 112 și a raportat incidentul. Imaginile halucinante vin în contextul în care numărul accidentelor pe autostradă a fost extrem de mare în ultimul timp. Weekendul trecut, 24 de oameni și-au pierdut viața și 28 au fost răniți pe șoselele din țară. Rămâne de văzut dacă șoferul de tir va fi identificat până la urmă și sancționat de polițiști. Iar o altă dovadă a inconștienței extreme la volan a venit din partea unui bărbat de 31 de ani care a fost surprins de polițiștii serviciului rutier Olt în afara localității Scornicești în timp ce conducea cu 208 km pe oră pe un sector de drum cu limita de 100 de km pe oră. Bărbatul a fost sancționat de autorități cu o amendă în valoare de 1300 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. În ultimii 10 ani, un sfert dintre persoanele decedate în accidentele rutiere din România și-au pierdut viața în urma unor evenimente cauzate de viteza excesivă. Iese anchetă în Iași după ce mai multe persoane ar fi folosit adeverințe COVID false. Ar fi vorba despre numai puțin de 50 de documente folosite de cetățeni români întorși din Anglia. 11 dintre aceștia ar fi recunoscut deja falsul. Incidentul a fost raportat de Direcția de Sănătate Publică după ce medicii au primit mai multe adeverințe conform cărora mai multe persoane întoarse din Marea Britanie s-ar fi îmbolnăvit și s-ar fi vindecat de COVID-19, toate în perioada 15-30 mai. Polițiștii de frontieră de la aeroportul Iași au descoperit 12 români întorși din Anglia cu adeverințe false pentru a scăpa de carantină la revenirea în țară. Actele purtau însemnele autorităților engleze și arătau că românii ar fi suferit de COVID-19. Pentru eliberarea certificatelor, românii cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani ar fi plătit 30 de lire. Asta după ce în urmă cu câteva zile polițiștii de la investigații criminale din Iași au fost sesizați de Direcția de Sănătate Publică în legătură cu un alt grup format din 51 de pasageri români care ar fi prezentat certificate false COVID. Documentele celor care veneau tot din Marea Britanie conțineau informații despre starea de sănătate a persoanelor care ar fi pretins că au suferit de infecția cu temutul virus în perioada 15-30 mai. În ultima perioadă, o parte a cetățenilor ce revin din Marea Britanie prezintă o adeverință eliberată de autoritățile engleze, din care rezultă fie că au avut COVID, fie că s-au vindecat de această boală. În urma informațiilor, colegii mei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals și uz de fals, cercetările fiind continuate sub coordonarea parchetului. Din cei 44 de pasageri ai cursei aeriene ce a decolat din orașul Luton, 11 au recunoscut că documentele eliberate de autoritățile engleze nu sunt autentice. Polițiștii avertizează pe cei care încearcă să păcălească legea. Pentru acest tip de infracțiune, ei pot primi până la 3 ani de închisoare. Dorim să le aducem la cunoștință cetățenilor faptul că falsul și uzul de fals cu privire la aceste tipuri de documente constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani. Certificatul COVID poate fi prezentat pe teritoriul oricărui stat al Uniunii Europene, inclusiv în România, atât în format tipărit cât și electronic. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuăm cu știri externe. Polițiștii olandezi au dat o lovitură dură traficanților de droguri. Aceștia au descoperit unul dintre cele mai mari laboratoare de droguri sintetice identificat vreodată în Olanda. Dezmembrarea acestuia ar putea dura câteva zile. Joi seara a fost descoperit unul din cele mai mari laboratoare de droguri din Olanda. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, acesta ar avea capacitatea de a produce zilnic peste 100 de kilograme de droguri sintetice. Valoarea acestora ar ajunge la 1 milion de euro pe zi. Serviciul Național de Dezmembrare olandez anunță că laboratorul uriaș e format din două hangare interconectate. Oamenii legii au descoperit acest laborator pe raza unei localități din mediul rural, din sud-estul Olandei. Descoperirea laboratorului s-a făcut datorită informațiilor obținute din mesaje criptate interceptate. La fața locului se afla și un polonez în vârstă de 62 de ani care a fost arestat. În următoarea perioadă, poliția va încerca să găsească întreaga filieră. O anchetă în acest sens este în derulare. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Urmează emisiunea 360 de grade cu Alina Bădic. Sunt Ștefan Bășcuță. Ne revedem la principalul jurnal al zilei, la ora 18. Toate cele bune, rămâneți pe drumul televiziunii.